Vă salut, prieteni, și bine v-am regăsit la primul vlog de la țară. Am ajuns astăzi, de fapt, abia am ajuns. Uitați ce este aici, avem o grămadă de bagaje. O să stăm câteva minute să ne revenim să bem ceva după drumul ăsta care a fost destul de călduros. Și o să ne punem toate chestiile astea în casă și o să mergem să ne apucăm de treabă, pentru că astăzi o să facem ceva super mișto. Așa că, haideți să mergem să facem treaba. Gata, dragi prieteni, după cum v-am zis, aruncăm bomba aia, filmează acolo, ori în dreapta. Aruncăm bomba aia și facem ceva de vis. Vă zic sincer că eu nu mint, m-am chinuit ceva, vreo 15 minute. Am chemat-o pe gagica asta sexoasă. Și auzi, trebuie ce trebuia, gata, cum zici tu? Au, beu, ceu. Mai întâi am zis o montom. Sunt prea din cauza căldurii. Și după aia să facem aici, partea asta. Să facem curat frumos. Așa, am revenit că i-a sunat telefonul prințesei. Prințesa Sisi. Haide, te-ai intimidat, te-ai înmuiat. Mi l-ai dat. A, de la Aura. Nu, ne trebuie ce. Zici ce mi-ai dat AU? Când ți-am dat AU? Tu l-ai luat. Pe partea cealaltă, tu l-ai luat. Nu ți-am dat nimic. Hai, bine atunci. Da, bă, și montăm asta, că după aia trebuie să plecăm. Să luăm... Furtunes! Să luăm o furtun, să luăm... Bă, dar ne-au dat dedeman. Dacă vezi asta dedeman, sunteți niște... Două piscine am luat și niciuna nu ne-a dat pompă de filtrare. Sunteți niște gunoaie. M-a spus să dau... 10 de milioane pe piscina asta, zice pe ea că am pompă de filtrare de astea. I-am mai și întrebat pe ea de pe Teodor Paladi de acolo dacă avem pompă. Da, domne, aveți pompă la piscina asta, că e cea mai mare, că e cea mai căcat. Am ajuns la țară. Fiți atenți, pompa. Dedeman. Să mai vină lumea să cumpere de la voi, când mi-o vedea eu cu aile, invers. Ia uitați pompa. Aici asta ar fi supus să fie pompa, da? Da. Dedeman, unde-i pompa, Dedeman? Unde-i pompa? Am dat atâtea milioane și nu i-am pompa în ea? Să zici că ar fi eu la deci... o piscină, dar la două... Bă, la două piscine, Dedeman! Două piscine am cumpărat și la amândouă ne-a spăcălit că avem... avem de-astea pompe, când nu aveam. Și când ne ducem la Dedeman să cumpărăm pompă separat, e 8 milioane. De ce mai păcăliți, mă, oamenii să cumpere piscinele astea dacă nu le da și pompe, a? Întreb pentru un prieten, așa și eu. Dar în fine. Unde? Cerul cu ăsta sunt în partea aia. Are două. Sunt amuzanți rău de tot cum se contrazic ei doi. Da, mă, suntem amuzanți, sunt, dar sunt și nervos, frate, că mi-a stricat visul cu pompa aia. E 7 milioane dacă trebuie să iei de acolo. Păi aia zic, da. Păi e cât piscina, să mor eu 30 aproape. De milioane să-ți faci piscină cu pompa. Urât, urât, bă, ce să zic. Sunt și 8.000 de grade afară. Și facem piscina acum la ora asta. Da, trebuie, frate, să facem, că mergem să cumpărăm, v-am zis, șezlonguri, corturi de-alea, umbreluțe, frumos, mamă, cu scăriță. Facem aici piscina satului. Doar că nu vine nimeni. Aici nu mai vine, mă, frate. Aici nu mai vine, doar cine a muncit, știi? Ați văzut magie? Ați văzut magie. Da, mă. Deci dintre toți prietenii mei de aici de la țară, doar prietena asta mica mea a mai venit. De-aia m-a tot înnebunit prin videoclipuri. Ce Instagram are, ce daia, ce daia, câți ani are, câți... M-ați omorât. În fine. Ne chinuim aici, o să montăm asta. Și revenim după aia cu un mic update, ca să ne ajute și de aia, că de acum ce credeți că face? Stă cu camera în mână și râde de la noi. Așa că trebuie să muncim în familie. Cum o să ar zice, asta așa că... Mami top, fata top! Nu trebuie să stai aici, băi, și nu-i bine. Hai, doamne, și-a luat bazin olimpic. Păi nu știu, zic și... Asta e behind the scene. Ai ieșit? Da. Cât se ceartă. Gata, fraților, am montat aici piscina. Frumos. Ia uitați cât de mare e. Mergem acum la Dedeman. Să ne luăm niște... O scară din aia, ceva, să vedem ce găsim pe acolo. De-aia de apă, ca să nu se facă urât. Și să căutăm niște șezlonguri, ceva. Mamă, de ce e uriaș acum. Direct în ea sare. Abia aștept. Așa că plecăm cu toată viteza.
la Dedeman, în Slobozia, din nou la Dedeman, că nu avem ce. Nu m-aș mai fi dus la Dedeman, dar trebuie. Să merg să iau și furtun de la mare, să luăm din pompă de la stradă apă, să o facem să fie țiplă, că după aia avem treabă. Cât se umple acolo, o să dau cu motocoasta aici. Să luăm nebuniile astea și luăm și totalul, să dăm și cu totalul. Facem treabă frumos. Hăți, Johnule, gata, aici am ciocănit frumos la Slobozia Dedeman. Dedeman, poate nu-mi dai și mie banii pe pompa asta, că am cumpărat altă pompă. Am dat alte milioane din banii mei, că m-a sepuit. Mi-a zis un nene de aici, bătrân, săracu. Păi așa se mai întâmplă. Așa se întâmplă, mă, să ziceți că dați pompe și să-mi dați cutia goală, ați văzut în vlog. În fine, am cumpărat aici pompă nucleară. Asta e nucleară, adică până la 8 metri cub de apă filtrează, deci e bine că noi avem undeva la vreo 5-6, ceva de genul, nu mai știu exact. Și ciocănim către casă, ca să ciocănim piscina, să o facem frumos. Le-am luat aici, pregătit, cu asta, pac, ce mă, ești nebun să punem să fie... Papucii mei, papucii numărul 1, dacă vă plac papucii mei și pedicura mea. Îi ador. Mi-am luat papuci. Noul... Craps. Nu, mă. Trend. Outfit. Mă, deci fac ăștia, mă, și o purtare, mă. Noul mergi, mă, mărci. Noul mărci, poro, da. Hai, vorbim acasă că e cald și vreau să punem piscina și toate astea să dăm drumul la apă. V-am pupat. Băi, prieteni, am reușit să punem aici toată instalația la piscină. Veniți să vedeți ce nebunie am făcut. Am făcut să fie bine. O improvizație, dar e top. Am pus aici frumos asta, pompa, așteptăm să se umple. Și am luat apă de aici, de la un vecin, ca o apă de asta. Cum e, o potabilă sau cum e asta? E apă de la robinet. Apă de la robinet, în fin. Are debitul mai mare și o lăsăm să se umple. Credem că în câteva ore o să fie gata. Bine că am luat și pompa, să facem apa să fie țiplă, să nu aibă nimic în ea. Noi am cumpărat și coalițuță din ea, dar nu știu pe unde, ca să facem aici, să dăm gâzele, că deja s-au pus gâze. Așa că pentru astăzi o să strângem toate astea de pe aici, să le facem frumos. Și mâine ne apucăm de treabă, să facem să fie bine. Ne revedem un pic mai încolo cu update, după ce ne punem și noi la punct cu toate astea. Gata, acum stă părul bine. Băi, prieteni, am dat aici drumul în continuare la apă. S-a umplut ceva, avem jumate, aproape de jumate. O să aștept să ajungă până la chestia aia acolo. După care dăm drumul la pompă să ne filtreze aici, bam, apa să fie clean. Mâine deja o să putem să facem baie în ea, că apa nu este rece. Avem un debit destul de mare. Adică e ok, față de pompă e mult mai bun. Așa. Zic că e top. Mamă, și mâine să stai așa, să ne bată soarele frumos. Mâine după o zi de aia de muncă. Am început să fac aici un pic curat, să dau cu motocoasa, dar am început să fac prea multă gălăgie și l-am trezit pe ăsta mic și o să-i dau mâine. I-am dat aici un pic. Bam, vedeți că erau niște de-astea. Și mâine intru frumos, dăm tot toată nebunia asta de aici, aruncăm total, bam, să sară tot ăsta în aer. Am făcut și aici o porțiune pe repede înainte, a durat cred că un minut, în fine. Deci mâine avem aici de făcut toată asta. O să mă trezesc dimineață să fac curat, frumos, să dau cu total, să fac, mamă, și mechir, ca să facem și plaja frumos pentru piscină, că acum este cât de cât mai mare față de ce aveam și să facem să fie bine, frumos. Aer liber, natură. S-a dus o zi forținii. O să trebuiască să iau și astea de aici. Tot asta. Să vedem cum îl facem să dispară. Băi, și mi-am luat o palețică, frate, care, spre surprinderea mea, e super bună. E super bun asta, să fiți atenți. Pac! Am introdus-o, bum! Și am luat toate muluștele astea din apă.
talent. Mama s-a pus asta acum. Nu se mai mișcă de aici niciodată. Și hai să vă arăt divele. Uitați-o pe mama de unde stă. Uitați-o unde stă. Hai să nu se vadă nimic altceva. Acolo, aici sexy. Frumos. Fata top, mama top, două dive pe TikTok. Aia zic, tată. Mai relax așa, că uitați acolo mâine. So clean tot. O să vedeți o altă perspectivă. Muncește fratele mâine de rupe. Așa că așteptăm să se umple aici nebunia asta. După care o să dau drumul la pompă să o filtreze. Gata, prietenașii, am dat drumul și la pompă. Așteptăm să vedem ce debit de ăsta are. Nici nu știu dacă am pus-o bine sau ceva. Dă cam încet apa. Așa ar trebui să dea încet. Ți-am zis că mie mi-o aduce. Hmm? Păi nu știu ce, air, nu știu ce. Ia, dacă apăs pe ăsta, dă un pic mai tare sau nu mai dă deloc? Dă puțin mai tare, așa. Cred că dau la maxim, nu știu. Dăm parțial pe aici. Hmm? Ia să vedem. Nu dăm mă deloc acum. Ia să vedem dacă deschidem. Cred că așa, mă. A? Acum dă mai tare. Dă mai tare? Ia, mă, să vedem ce se întâmplă. Poate în sarea asta nu mâncați. Ia. Da. Ia, vezi că dă apă pe aici. Da. Acum dă ca lumea. Da? Gata, mă, lăsăm așa. Vezi, el acolo te arunc. Da, văd că dă niște apiță pe aici. Ia. Așa. Vezi, el la apă. Bun, trebuie să dăm priza mai aici. Ca să nu se producă vreun mic scurt, ceva. Și o lăsăm acolo să-și facă treaba ușor. Mâine o să vedeți filmări cum o să se răstarne acolo cu asta. Nu e problemă. Da, mă, altceva. Băi, prieteni, după o muncă seculară, cum s-ar spune, astăzi nu am făcut mai nimic decât să instalăm piscina. O să așteptăm să îi se schimbe culoarea apei, pentru că acum este un fel de verde, ceva de genul acesta. Oricum am luat o grămadă de chestii de-astea, de pH, toate nebunile. Am luat aici și am pus pH plus dintre ăsta, granule, am pus o grămadă. Dar acum trebuie să așteptăm, uitați, acolo vedeți că filtrează apa și o filtrează relativ repejor, dar o să dureze câteva ore până o face. Cum e cadrul ăsta, țeavă, e talent. Astăzi v-am zis, nu prea am făcut nimic special, mâine o să intru dimineața în forță să fac curat pe aici. Am cumpărat și furtun, vreo 20 ceva de metri, dar l-am cumpărat degeaba din punctul meu de vedere, pentru că nu l-am folosit. Mâine o să trebuiască să facem curat în toată zona asta, pentru că o să facem o plajă cu nisip frumos. O să vină niște baldachine undeva în zona aia sau pe aici, o să facem cu un foișor tare rău de tot. Dar trebuie să vedem ofertele, pentru că am văzut ceva la Dedeman și era vreo 2000 ceva de lei. Doar că sunt cam țepui cu Dedemanul ăsta. Ce să zic? Cumpără, domnule, piscină, că are pompănea și ajunge acasă și e goală. Are doar cutia de la pompă, nu și pompa. În fine, totul e bine când se termină cu bine. A, am uitat să vă zic că astăzi am fost să căutăm și scăriță. Doar că nu mai aveau scărițe, frate, aici în Slobozia. Asta săptămâna viitoare. Aia, o să așteptăm până săptămâna viitoare când o fi să ne vină scărița, ca să fie totul bine. Așa că asta este prima parte a vlogului. O să mai stăm un pic, este 8:30. O să mai stăm un pic, după care o să închidem seara asta cum nu se putea mai bine. Cu... și eu pe voi, cu o muzicuță, un șprițuleț, ceva, și de mâine dimineață dăm drumul forță la treabă ca să facem să fie bine. Așa că nu uitați să apăsați acolo pe butonul de like, să vă abonați în cazul în care nu v-ați abonat deja. Și dacă mai doriți astfel de vloguri, să lăsați acolo mai jos în secțiunea de comentarii, pentru că o să stăm ceva și o să postez zi de zi. Și o să facem foarte multe activități aici, pe lângă că o să ne și distrăm, o să ne relaxăm,
o să facem și treabă, o să aveți o grămadă de văzut, plus provocări, o grămadă de chestii de-astea pe timp de vară. Așa că nu ezita să te abonezi și ne revedem mâine cu un nou vlog de aici de la țară. V-am pupat, pa! Băi, am făcut un foc de-asta de tabără mișto. Acolo avem piscina unde se filtrează apa. Băi, și atât de mișto că sunt doar eu cu fiul meu aici. Ea și Alexandra, dar s-a dus în casă. Mamă, și așa liniște. Și stăm la foc aici amândoi și povestim ca băieții. Discutăm una alta, uite, vezi, băi, dă să vorbesc și eu. Stăm la foc aici frumos. Până mâine sper să se filtreze apa, o să las pompa toată noaptea să filtreze apa, că sunt cam 7 tone de apă acolo și durează ceva iubire până filtrează toată apa. Așa că ne bucurăm în continuare de acest foc antițânțar, să nu ne mai terorizeze, timp ce avem piscinic acolo să se filtreze mișto, ca mâine direct să intrăm în ea. Așa că ne petrecem seara frumos la foc.